Talibanii au anunțat că au confiscat bani și aur din reședința fostului prim-vicepreședinte afgan Amrullah Saleh. Este vorba de o sumă de 6,5 milioane de dolari și mai multe lingouri de aur. Înregistrarea video arată luptătorii talibani în jurul a două valize pline cu bani și lingouri de aur. Unii dintre luptători pot fi văzuți de asemenea cum se pozează cu mormanele de bani. Un total de 6 milioane și jumătate de dolari americani împreună cu 18 lingouri de aur au fost recuperate din reședința lui Amrullah Saleh, fostul prim-vicepreședinte al președintelui afgan. La începutul acestei luni, talibanii l-ar fi torturat și executat pe fratele lui Amrullah Saleh, Rohullah Saleh, în timpul confruntărilor din Valea Panjshir. Amrullah Saleh s-a alăturat rezistenței conduse de Ahmad Massoud după ce talibanii au preluat puterea în Kabul și au anunțat că rezistența a fost înfrântă săptămâna trecută. Nici Saleh și nici o altă persoană din cercul său apropiat nu au reacționat deocamdată la ultimele informații difuzate de talibani. Corupția, furtul și deturnarea banilor publice au fost principalele acuzații la adresa fostului guvern afgan înlăturat de la putere de talibani în urmă cu o lună.